autor interesat de tot ce e nou, de tot ce evoluează. De aceea m-am mobilizat și eu de la Cluj până aici, fiind sigur că voi putea să vă atrag atenția cu câteva lucruri de excepție în lumea vinului, atât în, la noi în țară, cât și în Europa. În primul rând, mulțumim gazdelor noastre, Hotel Internațional și domnul Ionuț Popescu, reprezentantul site-ului vinescu.ro, precum și vinificatorului Johann Brutler de la Weingut Brutler und Lieb, creatorul acestor vinuri de excepție. Spun de excepție deoarece în România, în Europa și în lume în general, au rămas foarte puțini cei care au rămas fideli naturii, fără să încerce aporturi chimice din afară, care să țină vinurile, știu eu, indiferent de condițiile de păstrare sau de transport, vinurile să nu sufere. Știm toți că tot ceea ce este viu, începând de la o simplă bacterie, da? Până la cea mai complexă creatură, care credem noi la ora actuală că e vie, care credem noi la ora actuală că este omul, da? Toți suferă din cauza transportului, alimentației, temperaturii, climei și a tuturor factorilor ambientale. La fel și un vin, un vin viu, da? Suferă de la, din strugure până când ajunge în paharul dumneavoastră, foarte, foarte, foarte multe modificări. El are suflet, el trăiește, vă veți convinge că evoluează în scurtul timp dintre cât va sta el, deci după ce se va turna în pahar, până când va ajunge la dumneavoastră în gură. Și chiar și după aceea, el evoluează. De ce? Vinul este o ființă vie. Prin concepție, prin natura lui, prin definiție, vinul este băutura obținută din must fermentat de struguri. Punct. Nu se spune nimic despre aditiv, nu se spune nimic despre baric, nu se spune nimic despre procedeele folosite la fermentare, deci de la faza de cules până la faza de sticlă. Toată lumea, având la dispoziție o paletă foarte largă, cu atât mai mult cât tehnica ne permite din ce în ce mai multe, da? O paletă foarte largă de proceduri pentru a obține un așa zis vin. Da? Dar pornind de la creație, de la concepție, v-am mai spus, vinul este băutură obținută din must fermentat de struguri și este bine să fie obținut prin cât mai puține procedee. Deci să intervenim cât mai puțin asupra lui, astfel încât să avem în pahare un produs cât mai aproape de strugure. Deci, vinul de la faza de strugure până la faza din sticlă suferă multe modificări. Am să punctez câteva aspecte importante pe care dumneavoastră trebuie să le țineți minte, că nu orice cumpărați sub denumirea de vin este neapărat un vin. Este, cum scriu unii pe etichete, băutură, știu eu, identic naturală, cu miros sau cu gust de vin, da? Ok. V-am mai spus, vinul cu cât are mai, ca orice aliment, cu cât suntem mai aproape de natură, cu atât echilibru riscă mai puțin să fie distrus. Cu cât ne îndepărtăm mai mult de natura lucrurilor, cu atât echilibru va deveni mai precar, până când apare dezechilibru pe care e foarte greu să-l controlăm, câteodată imposibil. De aceea, creatorul Johann Brutler este un, el este un șvab din satul mare. Mă rog, șvabii au venit în regiunea Belchiugului din Oberschwaben, din nordul Germaniei, undeva în anii 1700. Au ajuns pe teritoriul județului Satu Mare, în comuna Belchiug și, bineînțeles, acolo erau dinainte și români și maghiari. La un moment dat, cel care a cumpărat contele prepoștoarii a vândut contele Caroi. Contele Caroi a cumpărat în anul 1712 și s-a gândit, ok, cu potențialul pe care am aici, toată lumea ne gândim, având la dispoziție o anumită sumă de resurse, cum să o folosim cât mai eficient în ajutorul nostru și în așa fel încât să nu dezechilibrăm natura lucrurilor existente acolo, să putem să ne păstrăm cât mai aproape de bază, de rădăcini. Știm cu toții că și o plantă, cu cât se îndepărtează mai mult de rădăcini, deci ea crește de la rădăcină spre vârf, spre muburile de creștere. Și când vine toamna și planta moare, moare de la capăt. Deci cei mai departe de rădăcină se denaturează prima dată. Cu cât rămâi mai aproape de rădăcină, cu atât reziști mai mult. Ok. Și atunci acel conte s-a gândit ce să facă să nu destabilizeze zona. S-a uitat cine muncește cel mai mult. Din fericire pentru șvabi și din păcate pentru ceilalți, pentru români și pentru maghiari, șvabii munceau cel mai mult. Ce făceau? Ei făceau ceea ce știau cel mai bine, să cultive vița de vie și să obțină vin. Bun. Și au zis atunci contele care, bun, ca să nu incomodeze românii și maghiarii pe șvabi, încercăm să punem niște limite. A luat românii și maghiarii, i-a dus două sate mai încolo
și a rămas acolo și abia am proprietării pe fiecare cu pământ ca să-și cultive vița de vie, să-și facă vinul. Și a spus, 2 ani, 3 ani de zile nu vă percep niciun fel de taxă. De ce? Să aveți timp, să aveți vinuri, da? Să nu vă pun la taxă din prima, să aveți timp să-l vindeți, să faceți rost de bani, ca după aceea să nu aveți o scuză, domnule, nu plătesc impostul, că n-am apucat, că știu eu de poveste. Dar știu că oamenii sunt nemți, că sunt corecți, el a fost corect cu ei, ei au fost corecți cu el mai departe, cu acest contecare. Bun. Pot să vă spun că și acum, la ora actuală, în satul Belchiuc, există 600 de case șfăbești și există peste 400 de crame. Deci aproape toată lumea, mă rog, sunt familii care au și de 2-3 case, bunica cu nepotul, dar crama, de obicei, e crama unei familii. Deci sunt 4, au fost 400 de familii, sunt 400 de crame. Deci fiecare nu există să fii șvab și să n-ai vie. Deci e dincolo de natura lucrurilor, nu se poate așa. Și atunci fiecare vinifică și din moș strămoș au, ei fac vin acolo. Johann Brückner a plecat din România acum, mă rog, la vârsta de 25 de ani, da? Deci a locuit în România până la 25 de ani, a urmat cursurile unei post-liceale de asistent medical, deci în industria sănătății, să nu dacă se poate în industrie, se poate, că înseamnă orice se poate în industrie, și a plecat în Germania, unde a profesat 25 de ani, a avut două business-uri în domeniu, dar a simțit că ceva îl trage acasă. Deci era vița de vie și a zis, mă, vreau să trăiesc în așa fel, vreau să mă bucur de viață. Până acum am muncit. Deci până la 25 de ani am învățat, până la 50 am muncit, de la 50 încolo vreau să mă bucur de toată experiența pe care am acumulat-o și de viață. Sunt matur, văd lucrurile în alt fel, vreau să mă liniștesc, să mă reîntorc la natură. S-a reîntors în Belchiuc și a început de la 2 hectare în Arbiu și a ajuns acum la 16 hectare și jumătate pe care le vinifică. Mai are alte 9 hectare în școală, care vor produce probabil peste 3-4 ani, vor da niște vinuri de calitate. Până atunci, în schimb, ele trebuie să întreținte, deci trebuie să muncite, dar fără, deci cu randament zero pentru cele 9 hectare. De ce Nachbil? Unii vorbitori de limba germană, până la mine își dau seama, Nachbil înseamnă dealul de după. Da? Deci nu după deal, dealul de după. Acest deal în Belchiuc sunt mai multe, dar v-am spus, sunt toți vorbitori, sunt șvab, sunt vorbitori nativi de limba germană. Sunt mai multe biluri. Kreuzbil, dealul Crucii, Stumpe, bil dealul Șchiopului, Esse, bil dealul de Răsării, Grosse, bil dealul Mare, Nachbil, dealul de după, deci un deal mai ascuns. Acest Nachbil împreună cu Kreuzbilul și cu Dombu, un dâmb mai mare, da, creează, gândiți-vă la o literă Omega, a cărei deschidere este către partea de sud. Da? Și este destul de mică. Înăuntru, chiar în mijlocul, în găleată, cum ar fi pe fundul găleții, există o fântă, un izvor de apă. Deci există umiditate în acel sol. Dealurile n-au cum să aibă retenție de apă din cauze gravitaționale. Apa se scurge, sunt bine drenate. Și jos se adună toată apa. Apă care pe parcursul zilei, începând din primăvară până în toamna târziu, câtă vreme bate soarele, apa aceea se evaporă, da? Dar nu ajunge să iasă din găleată, că pe când ar trebui să iasă, mai avea nevoie de un pic de energie. Soarele cade, apa vine înapoi, se condensează a doua zi din nou, se ridică, în așa fel încât se creează două efecte acolo. Deci aceste vinurile de acolo, numai că au un teroar foarte bun, dar au și microclimatul. Acest microclimat dă particularitatea Nachbil. Deci, una este umezeala, e umezeala absolut tot timpul, ceea ce creează un microclimat mediteranean. E căldură de la efectul, deci una de la faptul că e îngăleată și e protejat, nu suflă vânturi. Doi, efectul de lupă din cauza umezelii, da? Care amplifică cantitatea de căldură și acolo, chiar dacă sunt sub 2000 de ore de soare pe an, ceea ce e puțin pentru struguri, da? Amplificată fiind de efectul de lupă și efectul de seră, dau niște condiții super favorabile dezvoltării viței de vie, derivată din Vitis silvestris, Vitis vinifera și a ajuns în zilele noastre pe mai multe săruri. Deci, vița de vie, la fel ca și alt producător de fructe, da? Cum sunt pomii, da? Pomii fructiferi, au foarte, foarte, foarte mare varietate. La fel, vița de vie este un alt mod de a crește. Deci strugurii sunt un alt tip de fructe. Fructele poate să fie pome sau poate să fie struguri sau, mă rog, în alte moduri. Acestea sunt struguri. Varietatea lor, doar a celor omologați de Oficiul Internațional al Viei și Vinului de la Paris, cei omologați pentru vinificație, da? Strugurilor și sunt peste 850. Modus vivendi poate deveni. La fel cum ea a devenit pentru Johann Brückner, modus vivendi, el trăiește în vie. De când a ajuns în România, a și spus, eu nici în Germania n-am avut o casă nouă, nici în România nu-mi doresc. Stă în casa părinților lui.
El zice, o casă nouă e o casă fără viață. O casă nouă te consumă în primii ani, îți ia ție din viață în loc să-ți dăruiască. Dacă ai o casă în care a stat cineva și îți place, mai ales casa părintească, un loc mai bun decât casa părintească în lume, mai ales dacă ai avut o copilărie și niște părinți frumoși, nu există. Deci acolo e locul tău, acolo te-ai născut, acolo aparții. Deci e absolut logic. El locuiește în casa părintească, mașină nouă n-a avut, crezi, bă, de ce să iau nouă, să dau o sumă de bani, când după 3-4 ani, când o iei la jumătate de preț, nu mai vine, are și rodajul făcut. Și cumperi ce-ți place. Deci cumperi ce e bun, la jumătate de preț, rodajul gata, făcut, n-are sens. Pentru ce? Nu mă plouă, mă duce unde trebuie, e ok, n-am înțeles. De ce trebuie să arunc o căruță de bani pe o mașină nouă, iar peste 4 ani să o vând la jumătate de preț, să mai bag altă căruță de bani? Pentru ce? N-am înțeles. Ok. A zis că n-am nevoie de tehnologie. Deci lumea, vinul a apărut înaintea tehnologiilor dezvoltate. De ce să avem nevoie acum de hipertehnologie? Ori producem noi vinul, ori produc mașinile. Vinul e un produs pentru oameni. Produs de oameni. Și atunci, ce treabă au mașinile? De ce să dau o grămadă de bani celor care produc tablă de inox, da? Și multă tehnologie inox, altă tașcă de bani la bancă, pe taxe și pe dobânzi și pe alte minuni, și oamenii locului, șvabii, care fac vinul să moară de foame. De ce? Eu am să lucrez numai cu oameni din sat. Ceea ce se și întâmplă. Este un vin obținut cap-coadă, în afară de deșciorchinare, care să vă spun și de ce nu se face manual, în afară de deșciorchinare, de la săpat în vie, cosit în vie, cules strugurii, obținut mustuială, deci zdrobirea boabelor, fermentarea, transvazarea. Nu există pompe electrice. Se folosește doar pompă bio. Cu furtunul. Deci gravitațional. Ok, deci cum a lăsat Dumnezeu lucrurile? Și la fel și îndopuirea. Manual, eticheta se aplică manual, nu sunt etichete autocolante, dar sunt etichete din hârtie simplă, un teanc de etichete, cineva dă cu aracetă, altcineva are o cutie de lemn în care a pus sticla și are un reper dintr-o bandă metalică și se aplică eticheta exact ca tapetul. Cu mâna, pe fiecare sticlă. La fel, după aceea se îndopuiesc, da? Mă rog, se face după înainte, după aceea se aplică eticheta. După îndopuire și aplicarea etichetei, sticle sunt așezate pe jos, vine un nene, pune capișoane cu mâna pe fiecare, alt nene cu un aparat, ca și un uscător de păr, da? Cu un aparat termic, capișoane termo sensibile, vine și fiecare manual, deci fiecare sticlă suferă o grămadă de operațiuni și trece prin mâna mai multor oameni, a 5-6 oameni. Deci totul se întâmplă doar handmade, da? Știu că sunteți adepți tehnologiei, dar pe de-o parte, tehnologia este și comunicația aceasta. Deci, specialiști în comunicare, da? Hai să vedem ce să facem cu comunicarea dacă tot o stăpânim atât de bine. Ar fi bine să comunicăm oamenilor că e momentul să se oprească din alergare și să redevină oameni. Să folosească lucrurile pe care le-au acumulat până acum. Capacitatea de a comunica între ei, să folosească pentru scopuri, hai să nu ne numim neapărat nobile, dar pentru scopuri normale, pentru scopul de a rămâne oameni. Fiindcă altfel, dacă ne îndepărtăm foarte mult de natura noastră, riscăm să devenim niște cyborgi care nu mai înțelegem nimic din esența noastră. Deci am venit pe lume ca să, de ce? Să devenim sclavi ai mașinilor. Deci am creat niște, cum spun eu, am creat niște lucruri care ne controlează pe noi. Deci ele ne controlează nouă viața și nu este ok. Se folosește tehnologia obținerea vinului de casă, da? Deci se folosesc numai drojdii de teroar. Deci acea bacterie de fermentație, Saccharomycena cervicie, ea există în mod nativ. De aceea și deci toate băuturile din lume au fost descoperite, nu au fost create. Nu s-a gândit ceva, bă, hai să facem ce băutură? Vin, să facem vin. Din ce? Din struguri. Nu. Pur și simplu s-a descoperit. Fermentarea plantă s-a descoperit la bere și am să vă spun dacă s-a spus mai încolo așa. Dar acea bacterie de fermentație există pe vița de vie, pe pielița bubului de strugure, pe frunza viței de vie, pe tulpină. Deci este o bacterie simbiontă cu vița de vie. Ei, dar de ce se folosesc drojdii de afară, mă rog, drojdii create în laborator? Fiindcă în multe companii mari, procesatoare de anvergură a vinului, vin struguri de temin pe unde? Nu numai din producția lor. Se cumpără foarte mult struguri. Companii de gen Murfatlar, Jitvei, Codnari, Vincon, Zorești, Nicorești, Sântrăiești, Codnari, alea, bun, multe. Și vin tot felul de struguri, mai mult sau mai puțin sănătoși. Și atunci, ca să elimine orice urmă de boală, trebuie să boala, mă rog, bacteriile cele care creează bolile, da? Sunt vii. La fel ca și bacteriile bune, ca și drojdia de fermentație. Omorându-le pe acelea, omor și drojdia. Deci când ai sulfitat, a murit tot ce este viu. Și atunci trebuie să aduci niște drojdii capabile să trăiască într-un mediu cu conținut mai mare de sulf, da?
și să poată facă treaba, să transforme mustul, glucoza, fructoza, C6H12O6, să transforme în COOH, grupare alcool, și în dioxid de carbon. Motivul pentru care acel dioxid de carbon de care foarte mulți, mă rog, oameni care fac vin și la țară, ei au dat și ei în modernism, am bec în cramă, nu mai trebuie lumânare. Dar omul ăla n-a învățat un lucru, că lumânarea aia nu îl ajută să vadă. Da, îl ajută să vadă ziua de mâine. Dacă nu o folosește, când intră în cramă și vinul fermentează, se degajă o cantitate atât de mare de dioxid de carbon, încât poate să fie ușor letal. Dar omul dacă are bec în cramă, nu mai trebuie lumânare. Dacă ar intra cu lumânare, ar vedea că flacăra se face mică, 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 o lasă și a ieșit afară și vede și ziua de mâine. Da? Dar el nu. Simte o mureșeală, se așează jos și găsește a doua zi la ProTV. A intrat șeful în cramă, a intrat și prietenul, a intrat și ăla și avem 3 morți. Simplu. Ok. Hai să nu mai lungim. Aceste vinuri, v-am spus, sunt niște vinuri nemțești, directe, care își propun să încânte băutorul de vin cu gustul de fruct. Adică, dacă este un Cabernet Sauvignon, să fie Cabernet Sauvignon. Dacă este un Riesling de Rhin, să simți tipicitatea soiului. Deci dacă bei suc de piersică, el trebuie să miroasă a piersică, să aibă gust de piersică. Dacă mănânci o găină, preferabil ar fi să aibă gust și miros de găină, nu de pește, cum au cele din ziua de azi, din păcate. Da? Ei, dar multă lume nu înțelege și ei fac vinuri pe gustul pieței, adică bă, decât să investesc bani, să educ piața. Dacă piața încele ceva cu mac sau cu ceapă, depinde la care sau întâlnire, din aia creezi. Deci este ciudat să vinzi prostii dacă piața cere prostii. Dar mulți fac chestia asta în goana după bani. Deci mari procesatori, ei au societăți comerciale, care înseamnă acea entitate economică, bazată pe profit. Simplu, pe interesează banul, nu interesează atât sănătatea consumatorului, plăcerea consumatorului și ce se găsește în vin. Aceste vinuri, v-am spus, sunt niște vinuri obținute simplu, tradițional, și pe tipicitate. Se merge foarte mult pe tipicitate. De aceea veți vedea că Riesling-ul de Rhin, în România există 3 Riesling-uri de Rhin. Primul a fost noi. Riesling-ul de Rhin este un soi care, să știți, nu ne dă foarte multe flori, foarte multe fructe, la fel cum dau soiurile albe. În general, în Europa, acum, zice, domnule, dacă e alb, trebuie să fie bun de vară, trebuie să fie ușurel, suplu, cu nas frumos, floral, debordant, dacă se poate, ca cele din lumea nouă. Da? Cu un gust nu foarte puternic, să fie subțirele, albe, de ușurel de vară. Ei, nu se întâmplă chestia asta la vinurile din Beltiug. Lăsăm natura să-și facă treaba, așa cum trebuie. Dacă anul este foarte bun, fructul este foarte ok, bacteria de fermentație, fiind în simbioză cu fructul și ea, este foarte ok și poate să dezvolte niște vinuri puternice, minerale, acide, dar la un vin, toate componentele lui trebuie să fie în echilibru, pornind de la aromă, gust, textură, aciditate, mineral, trebuie să dea un rotund frumos, chiar dacă e un rotund puternic, deci trebuie să fie un echilibru. Deci vinul acela foarte aromat, să știți că sunt niște vinuri, la un moment dat, dezechilibrate, dacă ele nu sunt susținute de aciditate, dacă nu sunt susținute de structură, sunt niște vinuri dezechilibrate, dacă lumea nu știe ce înseamnă chestia asta și nimeni nu e educat, eu să ia de bună că un cal ar trebui să aibă 3 picioare, cum facem noi românii. Iar când vedem la alții că un cal are 4 picioare și culmea al dracu aleargă cu toate 4, ne mirăm, spune, tu cum e, ăla cal. Deci românii se miră foarte mult de normalitate, ceea ce nu este ok. Hai să trecem, am să rog colegii să ne ajute la turnatul vinului în pahare. Și am să vă spun... Suntem destul de încordați după masa atât de copioasă. O să vă și spun rolul somelierului este acela de a, și ei cunoscând proprietățile argintului, de a forma oxiz de argint la contactul cu alimente toxice, l-au folosit pe ăla. Și atunci, în primul rând, ca să nu moară așa de ușor consilierul, da? Puneau și mâncarea consilierului și băutura, că apă era mai puțin, se bea mult vin, se punea în pe acea bulă papală, pe care a lovit-o de colțul mesei, să creeze o adâncitură, o concavitate, ca să poată să stea și apa și mâncarea. Ei, dacă puneau și acea bulă, argintul respectiv, nu se înnegrea, consilierul gusta. Papa stătea 10 minute, un sfert de ceas,
și vedea dacă omul ăla zâmbește prea mult și nejustificat sau nu. Deci dacă toate erau normale, gusta și papa. Ei, după 3 ani aproximativ au ieșit împreună vii de acolo. Și a întrebat lumea prietenă, da, au fost vreo 4, 5, 10 atentate. Cum ați scăpat? Și a spus, simplu, știința ne învață că argintul formează oxizi în prezența lucrurilor toxice pentru organismul uman. Așa am scăpat. Și de atunci, bula asta papală a mai evoluat, s-au format niște riduri pentru vinul alb, ca să ne dea reflex, să vedem culoarea. Mai de mult nu prea erau foarte multe pahare. Paharele de sticlă au ajuns la noi într-un număr atât de mare, destul de târziu. Se foloseau focale de argint, tot din aceste considerente, oxidul de argint fiind și un foarte bun antibiotic. Ei, puteți vedea aici, da, la acest vin, în primul rând ce analizăm la un vin când ne uităm. El trebuie să fie limpede. Dacă este tânăr, trebuie să fie strălucitor. Da? Iar culoarea lui, în funcție de gradul de macerare al vinului, poate să meargă de la alb apă până la chihlimbar. Prin următoarele faze. Alb, alb verzui, verde gălbui, galben pai, galben auriu și de acolo auriu spre chihlimbar. Da? Deci are mai multe etape în funcție de gradul de macerare de la început, deci de cum apare, până când va oxida. El poate oxida luminic. Și poate oxida luminic foarte ușor în condițiile în care este ținut, chiar dacă are temperatură ideală, dacă este ținut la o lumină mai mare decât e normal, el va oxida. Ok. Deci, după ce am analizat vizual paharul, bine, o să vă spun la vin roșu și alte aspecte care vom vedea mai, vor fi mai relevante pentru vin roșu. Așa? După ce am analizat limpiditatea, claritatea, dacă e strălucitor, e mai tânăr. Cu cât e un vin mai bătrân, cu atât își pierde din strălucire. La fel ca și orice altă, știu eu, ființă vie. Și la flori nu ține chestia asta. Florile, cu cât sunt mai în vârstă, sunt mai mari, mai frumoase, mai ușor de observat. Dar ca și la oameni, sau la ființele vii, da? Pe care le vedem, cu cât sunt mai în vârstă, până la o anumită vârstă sunt ok, după o anumită vârstă își mai pierd din strălucire. Unii încearcă să mai... să mai coloreze, da, atmosfera. Ei, după examenul vizual, analizăm olfactiv. Adică, introducem nasul adânc în pahar și exact ca la parfumul, fetele știu, pe inspirație lungă de 3-4 secunde sau pe inspirație întreruptă în 3 reprize, tot o secundă, o secundă jumate, ne oprit și analizăm ce simțim, da? Deci, în primul nas întotdeauna... ies cele mai volatile arome, adică fructul și florile. Tipicitatea Rieslingului de Rhin, în schimb, deci nu are un nas foarte frumos. Are un nas foarte suportabil, de aceea se pot face cu acest soi băute de seara până dimineața, fiindcă nu îți obosește nasul, nu e vin să te obosească, nu e o tămâiasă, nu e un Sauvignon Blanc, nu e un Chardonnay care despre moare. Deci e un vin de cursă lungă, la nu obosește nasul. Tipicitatea Rieslingului de Rhin, în schimb, este nas de... spun unii hidrocarburi, gaz de lampă. Eu aș da-o spre trufe, că și alea sunt destul de împuțite. Deci e un vin cu un nas nu foarte frumos, mai bățos, da? mai cu muchii, mai cu laturi, dar un vin, un foarte bun companion, un companion nederanjant olfactiv până dimineața. La al doilea nas, la un vin, da? Vom observa dacă are sau nu lemn. Lemnul, dacă, mai ales la vinurile albe, un lemn dacă nu e foarte mult baricat, nu îl simți la primul nas, unde se simt numai fructele. De fapt, ce se întâmplă? Să vă explic tehnic. Aromele cele mai volatile, florile și fructul, ies în primă fază. Și în primă fază, cele mai sensibile papile olfactive ale noastre, acestea sunt cele care detectează mirosurile ușoare. Da? Ele se saturează, ajung la un grad de saturație, astfel încât la al doilea nas nu vom mai simți atât de pregnant fructele și florile. Și vom simți următorul nas, mai greu, dacă el există. Adică baricul. Dacă nu există, vom simți tot fructe și flori, dar mult mai estompat. Nu atât de bine ca la primul nas. Știm bine, nasul este, să mă rog, mirosul este unul dintre simțurile, să mă rog, unul dintre simțurile noastre care obosește cel mai repede. După el urmează văzul, dar e de 7 ori mai resistent decât mirosul. Deci mirosul e de 7 ori mai sensibil decât oricare alt simț al nostru. De aceea, dacă mirosim o dată și n-am dat seama, a doua oară trebuie să fim foarte atenți. Deja de la al treilea, al patrulea nas încolo, nu ne mai dăm seama, ne-am bulversat. Și ne-ar trebui o chestie etalon, da? Adică o farfurioară cu cafea ușor prăjită, ca să avem un reper. Deci după ce au obosit nasul, lăsăm, stăm un minut, două, ne-am revenit, mirosim un pic de cafea prăjită, să avem, să ne liniștim, da? Sau aer curat, dacă avem la îndemână.
Iar după aceea trecem din nou la o examinare olfactivă. După ce am trecut, bun, al treilea nas la vin, când s-au saturat și papilele olfactive care simt mirosul de mai greu, deci mirosul de baric sau nu, rămâne nasul de teroar. Adică e cel mai greu nas, nasul cel mai puțin plăcut. Să mă rog, dacă ne place un loc, ne leagă amintiri de acel loc sau de acel vin, ne va place să simțim acel miros de teroar, fiindcă ne va reduce în memoria aminte. Dar nu e un miros foarte plăcut sau debordat, nu e un parfum. E pur și simplu un miros, un nas de teroar de pământ, un nas mai greu. E al treilea nas, la vinurile roșii, tot la vinurile roșii, le legăm de el, fiindcă sunt cele mai complexe, se simte mai bine acest lucru. Bun, ca și gust, acest vin, da, e... Acum e destul de cald și orice vin alb, care e prea cald, rămân doar mere verzi și probabil niște gutui, dar orice vin alb care se supraîncălzește, dă mere verzi. De aceea, ăsta e un vin de experiment. Aciditate foarte bună puteți remarca la acest vin și faptul că e destul de încărcat, deci nu e un vin ușor, nu e un vin subțire. Da? Ăsta este Riesling Uderin, aproape de tipicitate. Deci gândiți-vă că e undeva la jumătate din tipicitate, fiindcă dacă l-ați făcut tipic gaz de lampă sau Riesling Uderin de Mosela, da? Sau de Lorena, ar fi fost nebăubit pentru necunoscători. Ar fi zis, are un nas de dop, are ceva care nu... e vinul stricat. Da? Cei care cunosc ce înseamnă vinul și ce înseamnă Riesling Uderin, observă, s-ar putea să observe că e pe acolo acest Riesling Uderin. Cei de la Lacerta l-au vinificat și mai ușor, iar cei de la Oprișor, în Caloian există, e un Riesling Uderin, obținut din strugul Riesling Uderin, dar vinificat atipic. De ce? Să fie mai frumos, mai floral, așa cum înțelege piața. Deci e un vin făcut pentru piață. Acest vin nu e făcut neapărat pentru everybody. Aceste vinuri sunt în ediție foarte limitată. Sunt doar 50.000 de sticle. Iar în comparație cu cel mai mic mare din România, care e Vinartele, care are 2,5 milioane de sticle, da? Noi însemnăm undeva nici 5%. Sau 2%. Da? Deci 50 aparte. E foarte puțin. Deci de aceea ne adresăm doar celor care vor să înțeleagă cu adevărat ce a fost cândva vinul. Da? La un vin alb, foarte importantă ca la oricare alb vin, este temperatura. La fel, mă întreabă foarte mult, dar ce contează 2 grade? Ca să vă faceți o imagine, gândiți-vă că în apa de 37 de grade în vană intrați, mai greu un picuț, dar puteți să stați la 37 de grade. La 39 de grade nu mai stați. Sunt numai 2 grade diferență. Dar la 39 e aproape imposibil să intri, dar nu mai poți să stai. La fel, o mâncare sunt de ajuns 2 grade ca să se slăiască. Deci temperatura e foarte importantă. Omul la 38 de grade sau 37 de grade e viu, la 35 e mai puțin viu, din ce în ce mai puțin viu. Spre deloc. Ok, am trecut de Riesling Uderin, da, deci întotdeauna ordinea degustării la vinuri albe, la vinuri în general, sunt de la vinuri albe la vinuri roșii, de la vinuri seci la vinuri dulci, licoroase sau fortifiate. De ce? Fiindcă papilele noastre gustative și olfactive trebuie folosite gradual, deci de la mai greu spre mai greu, că dacă vii de la ceva foarte greu spre ceva ușor, numai exact ca și cum mai ține în mână timp de un minut o greutate de 10 kg, iar după aceea îți pune ceva în mână 1 kg, nici nu mai simți. Deci, pur și simplu, dăm peste cap o ordine firească și naturală. Luptăm împotriva firii. Deci, noi am fost creați să simțim de la mai slab la mai puternic. De-aia am și folosit... Avea 16 grade. N-avea nici de cum 22 sau 23 sau 25 de grade. Deci nu luați vinul la temperatura camerei, ținut aici la 3 ceasuri. Dacă sunt aici, în sală, câte grade sunt, vă spun imediat. 20 aici, ok. Deci încă e aproape acceptabil, dar la un vin roșu tânăr, care are o aciditate destul de pregnantă, ea devine deranjantă în prezența și taninii verzi, da? Fiind încă, deci la un vin roșu tânăr, are și taninii verzi și o aciditate ridicată, la 20 de grade e aiurea. Și atunci, preferăm să servim vinurile mai rece. O să vedeți că aceste vinuri le-am pus undeva la 14 grade să fie sticla, când ajung la dumneavoastră în pahar să fie 16 grade. Deci de la 18 grade în sus e dificil. Veți vedea în pahar. Deci eu vă povestesc, acum știm cu toți ce înseamnă examenul vizual, la ce mai trebuie să fim atenți la examenul vizual, dacă vrem să ne dăm seama de conținutul în volume alcoolice, după ce am agitat vinul, dacă nu suntem foarte siguri așa în mână, ca să nu riscăm să-l pictăm pe vecinul, le punem pe masă și le agităm pe masă, e mult mai simplu. Ele vor degaja imediat și aromele.
Da? Și după ce ajutăm pe masă, ne uităm la lumină, cât de puternic. Lumina zilei ar fi cea mai indicată. Să vedem acele picioare sau lacrimi de care se leagă toată lumea. Este, le dă conținutul unui etilen glicol, în alcool, conținutul alcoolic. Cu cât sunt mai multe picioare, cu atât volumele alcoolice sunt mai multe. Da? Cu cât își dau drumul mai repede, cu atât vinul este mai târziu. Cu cât sunt mai ordonate, mai egal distanțate între ele, înseamnă că vinul a evoluat în vârstă, este un vin mai ordonat, e un vin matur, vine cu vreme, încetuț, da? Și este ordonat. Deci așa ne putem da seama la examenul vizual dacă un vin este tânăr. Un vin tânăr, un vin dezordonat, un vin grăbit, un vin strălucitor. Un vin care a evoluat, e un vin care are o culoare frumoasă, dar nu mai este strălucitor, nu este grăbit, este ordonat. Deci asta numai la examenul vizual, că mulți întreabă, dar de unde știe sumerul ăsta? Să uite, zice, domnule, ăsta are cam 3-4 ani, așa. De unde își dă seama? Și după culoare, și culoarea, la vinul roșu, de exemplu, culoarea merge de la mov, da? Către, deci, acel rubiniu și strălucitor, da? Sau, dacă este foarte macerat, cum sunt vinurile spaniole, e mai încărcat, dar toți strălucitoare sunt când sunt tinere, vine de la rubiniu către chihlimbar, prin rubiniu, purpură, vișină, să mă rog, purpură care putem să spunem că seamănă cu, mă rog, purpură cireașă, vișină coaptă, vișină putredă, cărămidă, chihlimbar. Deci și vinul alb și vinul roșu ajung în același punct. Unul urcă către chihlimbar, de la alb să se coloreze, celălalt se decolorează. Amândouă ajung în același loc la culoarea coniacului. Da? Sau vinarsul. Bun. Am sacrificat vinul ăsta, dar trebuia să... Deci am pierdut temperatura. Este foarte importantă să știți, dar nu puteam să vă țin pe uscat atâta vreme. Acum, asta este. Da, mai avem. Asta e un lucru bun. Ok. De preferat, mai spun încă un secret. Preferați vinurile prea reci celor prea calde. Un vin care este prea rece poate fi fentat. Poți să-l încălzești, da? Îl ții așa, paharul, ca și la paharul de coniac, să-l încălzești, da? Îl ținem piciorul între degete, îl încălzim, da? Se aerisește între timp. N-avem nevoie de decanter. Multe mă întreb, dar decantor, dar aerisitor. Este foarte riscant. Mă rog, e foarte frumos, într-adevăr, 70% din spectacolul vinului roșu e decantarea. Foarte de acord. Dar, ce se poate întâmpla? Dacă decantezi prea mult un vin, el se va aerisi. Iese nasul acela îmbâxit de sticlă, da? Dar dacă e prea mult aerisit, s-ar putea să pierzi și aromele de fruct, fiindcă și ele sunt foarte volatile. Și ele încep să se desfacă la un moment dat și în loc să prinzi în toată frumusețea nasul, o să-l prinzi trandafirul când e ofilit. Da? Deci trebuie să știm când aerisim un vin, cât îl aerisim și cum îl aerisim. În funcție de cum a fost el conceput, de cât a fost macerat, de cât a stat la baric, de cât a stat la sticlă, în ce condiții a fost păstrat. Un vin de obicei, după ce vine de pe drum, 2 săptămâni, de la un drum mai lung, 2 săptămâni, cel puțin 2 săptămâni, dacă nu o lună, e recomandabil o lună, n-ai ce să-l bei. Fiindcă nu vei simți, e obosit. Deci un vin scuturat, e ca orice, dacă te iau de pe drum, și te pun să stai, deci după ce te-a zdruncinat autocarul sau mașina 12 ceasuri, te pun să stai în cumpănă, nu o să poți. În condiții normale, ai putea să stai și în mâini. Dacă ești foarte obosit și dezechilibrat, nu se poate. Deci un vin trebuie să stea să se strânească. Vinul chiar trăiește. Deci vinurile adevărate chiar trăiesc. Și de aceea veți auzi prietenii vinului și cunoscătorii în vin, că o să spun, prieteni, ok, mi-ai adus sticla, nu o desfacem acum. Mai ales dacă a venit undeva din Franța sau Italia, tocmai e picat, hai să încercăm vinul ăsta. Întrebarea lui va fi, mai ai o sticlă ca să poți să mă bucur și eu de ea normal. Asta că vrei tu să-ți faci hatârul și dambla și să stea, o deschidem acum, așa, de dragul tău. Dar cu siguranță vinul ăsta e obosit și nu vom putea simți maximul lui de potențial. De aceea te rog cealaltă sticlă, dă-mi o mie, o pun la păstrat și o beau peste o lună, chiar și două unii, vinurile mari din Bordeaux, Burgoni, mă rog. Deci vinul roșu chiar trăiește, e ca femeia, e ca și un copil, e ca un om, e o ființă vie. Trebuie să ai multă grijă de el. Dacă vrei să te bucuri de el în deplinătatea tuturor simțurilor pe care se le poate desfăta. Deci noi aici nu facem altceva decât să... Aș vrea să vă reamintesc că suntem oameni. De când, știu eu, de câte ori într-o zi vă opriți să mirosiți ceva? Nu prea. Pur și simplu mâncați, vă alimentați în cel mai fericit caz. În cel mai fericit caz vă alimentați corect. Dar de hrănit
Nu știu câți dintre noi se mai hrănesc. A se hrăni, de exemplu, etimologia cuvântului hrană vine din slavă, hranic. Da? Înseamnă a proteja, a ocroti. Deci tot ceea ce ne protejează, ne ocrotește, ne face bine, ne hrănește. Ceea ce este în exces sau ceea ce nu ne face, nu ne ocrotește, da? Nu ne hrănește. Hrana poate să fie spiritual, material, deci de mai multe feluri. Dar hai să trecem mai departe, că v-am bulversat destul. E foarte multă informație, v-am spus. Cine eu. Sunt capabil. E parcat de prost și e poliția lângă. Cum? Ce mașină? O mașină de Sibiu. Sibiu, Ișinj, ceva de gen. 8, 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